În doar o lună de zile, Departamentul Supraveghere Piață al Registrului Auto Român a verificat 655 de societăți de tip service. În urma verificărilor, RAR a închis 200 de servisuri pentru că nu aveau autorizație de funcționare și a suspendat activitatea la alte 49 de unități care nu și-au menținut condițiile inițiale de autorizare. Acestea își vor putea relua activitatea după maximum 30 de zile, doar dacă rezolvă problemele depistate. La acțiunea de control au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 600.000 de lei. Cele mai multe amenzi s-au dat pentru efectuarea de activități de reparații la sistemul de rulare fără a deține autorizație tehnică, neconformitatea de a nu efectua inspecțiile finale care să garanteze că autovehiculul corespunde condițiilor și reglementărilor legale privind admiterea și menținerea în circulație și lipsa certificatelor de garanție emise pentru lucrările efectuate. RAR atrage atenția posesorilor de autovehicule să fie foarte atenți atunci când și aleg servisul în care își duc mașina la reparat. Inspectorii spun că ofertele de piață care promit reparații rapide și ieftine sunt de obicei o capcană pentru că nu dispun de capabilitatea tehnică specifică care să ateste calitatea reparațiilor efectuate.